Elevi. Bine ați venit la o nouă emisiune Teleșcoala! Sunt profesor Tatiana Buscă și predau limba și literatura română la Colegiul Național Școala Centrală din București. Vă propun să continuăm pregătirea individuală pentru proba scrisă a examenului de bacalaureat la limba și literatura română. Am pregătit pentru astăzi subiectul al treilea, care are următoarea cerință. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinți relația dintre două personaje într-un text narrativ studiat aparținând lui Liviu Rebreanu. Am ales ca text suport romanul interbelic Ion. În elaborarea eseului trebuie să avem în vedere trei repere. Prezentarea statutului social-psihologic-moral al celor două personaje, evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje prin două episoade sau secvențe comentate, și analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale textului narrativ studiat, semnificative pentru personaje. De exemplu, acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, perspectivă narrativă, instanțe ale comunicării narrative, registre stilistice, limbaj. Atenție! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru redactarea eseului, veți avea în vedere să primiți cele 12 puncte și astfel să aveți părțile componente: introducere, cuprins, încheiere, o logică a lanțuirii ideilor, abilități de analiză și de argumentare, utilizarea limbii literare, ortografie și lizibilitate. În vederea acordării punctajului pentru redactare, Eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus. Să începem așadar prezentarea subiectului. Lumea satului românesc și figura țăranului au constituit surse importante pentru mulți scriitori. Rebreanu intenționase să realizeze o trilogie consacrată problemei țărănești în trei regiuni istorice, Transilvania, Muntenia și Basarabia a realizat doar două romane. Ion, publicat în 1920, roman în care surprinde simbolul individual al țăranului român, și romanul Răscoala, publicat în 1932, roman care are în centrul său personajul colectiv Țărănimea. Mai toate romanele de până la al doilea război mondial sunt construite pe tema familiei în diverse contexte, fie în mediul rural sau citadin. Astfel facem cunoștință cu familia țărănească în romanul Ion al lui Liviu Rebreanu și în Baltagul scris de Mihail Sadoveanu. Familia burgheziei bucureștene este prezentată în enigma Otiliei de Călinescu, iar familia citadină construită din intelectuali în romanul Camil Petreștian, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Geneza romanului o regăsim în cartea lui Rebreanu Mărturisiri, apărută în 1932. Astfel, mergând la vânătoare într-o zi de primăvară, a zărit un țăran îmbrăcat în haine de sărbătoare care s-a plecat și a sărutat pământul ca pe o ibovnică. Această scenă s-a petrecut la hotarul satului Prislop, de lângă Năsăud. Tot în acest sat a avut loc la o săptămână un alt eveniment. Un țăran înstărit și-a bătut groaznic pe fica sa, Rodovica, deoarece rămăsese însărcinată cu un băiat sărac. Scriitorul a făcut din această întâmplare o novelă pe care a intitulat-o rușinea, dar care a rămas nepublicată. O discuție despre pământ pe care a avut-o cu Ion Pop al Glanetașului, un fecior muncitor, dar foarte sărac, l-a determinat să creadă că acel băiat ar fi capabil să facă gestul pe care l-a făcut săranul, pe care l-a surprins dacă ar fi dobândit o bucată de pământ. Unificând cele trei scene, el obține scheletul unui subiect de roman pe care l-a numit Zestrea. Elaborarea romanului a durat șapte ani, din 1913 până în 1920. Forma finală apare cu titlul Ion, pentru că Rebreanu a mărturisit intenția de a face din protagonistul operei sale un tip reprezentativ pentru întreaga clasă țărănească din Transilvania la începutul secolului al XX-lea. În romanul Ion este înfățișată familia din spațiul rural ardelenesc prezentarea statutului social-psihologic-moral al celor două personaje este primul vostru reper. Plecăm de la ideea că esteticii realiste îi sunt specifice personajele tipice, care acționează în situații tipice, Reprezentative pentru o categorie socială. Țăranul, însetat de pământ, este principalul exponent al romanului. Personajele sunt în strânsă relație cu mediul social în care trăiesc, fiind un produs al societății. Vă amintesc că Balzac spunea, arată în vizuina și spun ce animal locuiește în trânsa. Faptele lui Ion își găsesc până la un punct justificarea în modalitatea în care sătenii din pripas valorizează indivizii în funcție de unica valoare materială care contează și anume pământul. Între cele două personaje, Ion și Ana, cuplul pe care noi îl tratăm, se remarcă o diferență de statut social. Ion este prototipul țăranului sărac, năpăstuit de soartă, născut într-o familie în care tatăl a risipit pământurile Zenobiei, soția sa, pe băutură. Ana este singura fică a lui Vasile Baciu, țăran înstărit din sat, posesor al pământurilor soției sale. Pentru Ion, instinctul posesiunii este puternic, setea de pământ îl stăpânește, între el și pământul existând o legătură organică. Glasul pământului pătrundea valnic în sufletul flăcăului, ca o chemare copleșindu -l. Iubirea pământului l-a stăpânit de mic copil. Veșnic a pizmuit pe cei bogați și veșnic s-a înarmat într-o hotărâre pătimașă. Trebuie să aibă cât mai mult pământ trebuie. De atunci, pământul i-a fost mai drag ca o mamă. Instinctul acesta de proprietate este însă în relație de opoziție cu cel erotic. Ion, care iubește pământul mai mult decât pe o mamă, iubește pe o fată fără pământ, pe Florica. De aici reiese drama personajului, care nu poate alege, ci se supune destinului urmându-și ambițiile. Statuturile psihologice ale celor doi sunt de asemenea antitetice. Ana este cea manipulată, iar Ion este manipulatorul. Din dorința de a-l purtea forța pe Vasile Baciu să-i o dea pe Ana, dar și pământurile, Ion urmează conștient un plan de seducere a Anei, sugerat de Titu Herdelea, în urma căruia fata rămâne însărcinată. După ce Vasile Baciu află cine este tatăl copilului, Ana devine obiectul răzbunării celor doi bărbați. Paralel cu evoluția conflictului dintre cei doi bărbați, Ana se gândește la moarte găsind-o ca unica soluție salvatoare. În momentul în care Savista îi spune despre relația dintre Ion și Florica, Ana constată că toate sacrificiile ei au fost inutile și că nici măcar copilul nu-l poate face pe Ion să o iubească. În consecință, își curmă viața. În schimb, Ion e consecvent în urmărirea planului său și după seducerea Anei, ignoră suferința acestea din cauza bătăilor și a umilințelor tatălui ei. În inconștiența lui sinceră, după obținerea pământurilor, el caută să refacă relațiile cu Florica, femeia pe care o iubește. Din perspectivă morală, cele două personaje sunt victimele unor destine imanente, manipulați de două dorințe diferite. Ion are în suflet dorința de a obține pământ, în schimb, Ana are dorința de a obține afecțiune. Ana este un personaj ce ilustrează cel mai clar tipologia victimei. Ea este îndrăgostită de Ion și traumatizată de un tată prea dur, lipsită de afecțiunea maternă și de orice formă de comunicare. Ea îi se oferă lui Ion căutând la el afecțiunea de care a fost lipsită. Naivă și supusă autorității masculine. Ea nu poate fi decât victima într-o lume condusă după legi patriarhale. Cei doi sunt vinovați că încalcă legile nescrise, conform cărora destinul nu poate fi schimbat, iar individul nu își poate depăși condiția. Al doilea reper vizează analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale textului narativ studiat atenție semnificative pentru evoluția relației dintre personaje. Deci neapărat trebuie să le puneți în relație cu personajele. Acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narrative, instanțe ale comunicării narrative, perspectivă narrativă, registre stilistice sau limbaj. Ion este un roman sferic, cu arhitectură cerebrală. El este structurat riguros în două părți cu titluri sugestive care ilustrează simetria compoziției, glasul pământului și glasul iubirii. Fiecare dintre cele două titluri numește o dominantă sufletească a personajului principal. În scurta existența lui Ion, cele două glasuri se împletesc, cel din întâi fiind mereu prezent. Cuplul Ion-Ana sintetizează viziunea despre lume din romanul Ion. Multe dintre titlurile capitolelor prozei părând ale le rezuma parcursul. Începutul redă apropierea lor așa zis sentimentală. Capitolul Zvârcolirea anticipează tensiunile interioare ale celor doi. Capitolul Nunta și capitolul Copilul conturează amăgitoarea a cuplului. Iar capitolul ștreangul și capitolul sfârșitul le pune în evidență ruptura tragică. Limbajul are un rol semnificativ în evoluția relației dintre cei doi. La început, Ion folosește adresarea către Ana în adresarea către Ana diminutive. Să vii anuță, să trăim anuță, bea anuță, iar atunci când simte că nu mai are ce să piardă, devine agresiv în limbaj. Apoi stai cam ca leac de pielea ta. Definitoriu este conflictul interior între glasul pământului și glasul iubirii. Deși o iubește pe Florica, fata frumoasă, dar săracă, dorința de posesie a pământului îl determină să o aleagă pe Ana cea urțică, dar bogată, pentru că avea case și locuri și vite multe. Pendularea aceasta a personajului între cele două coordonate ale existenței sale generează și conflictele exterioare ale romanului, cu Vasile Baciu pentru obținerea pământului, cu George Bulbuc pentru Ana și ulterior pentru Florica. Fascinația pentru pământ se află însă sub semnul fatalității. Această iubire senzuală, plină de voluptate, este tragică. Mâinile ei rămase răunse cu lutul cleios ca niște mănuși de doliu. Este un fragment din capitolul Sărutarea, un fragment cu valoare premonitorie. Ion este ucis de George Bulbuc, căsătorit între timp cu Florica. Ultimul reper ne solicită evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje prin două episoade sau secvențe comentate. Am ales pentru început scena Horei. În această scenă, Ion își manifestă impulsivitatea față de Ana, iar când fata pleacă grăbită, naratorul consemnează privirea stranie, în care se citește un vicleșug neprefăcut. Îi dă întâlnirea Anei în dosul șurii, pentru a fi feriți de cei de la Horă. Fiul glanetașului este atent la aspectele fizice Pe care le consideră neatrăgătoare Ion se uita lung la buzele ei subțiri Care se mișcau ușor dezvelindu-i dinții cu strungulițe Alb ca laptele și gingiile trandafiride deasupra Să ne reamintim că în această scenă Ion pornește de la o stare confusă Nu-i fusese dragă Ana și nici acum nu-și dădea seama bine Dacă e dragă Secvența aceasta este prezentată în stil indirect liber, sunt prezentate gândurile personajului în momentul în care este alături de Ana. Nu-i fusese dragă Ana și nici acum nu-și dădea seama bine dacă e dragă. Iubise pe Florica și de câte ori o vedea sau își amintea de ea, simțea că o mai iubește. Dar Florica era mai săracă decât dânsul, iar Ana avea case și locuri și vite multe îi asculta glasul plângător și îl cuprindea Mila, în același timp se gândea la Florica. În timp ce în sufletul personajului mai există dubii în privința sentimentelor pentru Ana, cititorul textului nu are niciun dubiu că Ion nu o iubește pe Ana, în ai cărei ochi nu se uită când îi vorbește, deși ea este prezentă pe când Florica, absentă fizic de la scenă, este prezentă în mintea lui. Nunta este un alt element, un ceremonial de intrare în posesia pământurilor lui Vasile Baciu. Nunta aceasta dintre Ion și Ana apare ca o nuntă a zanfirei. Vă amintiți aici de poemul lui George Coșbuc, dar este prezentată cu mai mult realism. Romanul fiind de altfel realist. Ea ține trei zile după obiceiurile românești, scriitorul prezintă principalele elemente care țin de ritualul nunții. Sâmbătă, pornit tot talaiul în căruță la notar, în jidovița, în frunte călăreții pocneau mereu din pistoale, pe când căruța din tâi, lăutarii își frângeau degetele, cântând și totuși nu se auzea decât grohăitul gordunei. Apoi venea o căruță cu mirii și cu druștele, adică domnișoarele de onoare, apoi o brișcă cu nașii, o altă căruță cu părinții mirilor și altele încărcate cu flăcăi și fete ce chiuiau zgomotos. Înfățișarea anunț este pentru Liviu Rebreanu un prilej de a pătrunde mai adânc în psihologia personajelor, de a prezenta tradițiile milenare ale satului românesc. Ion se află în drumul spre uh, primărie între Ana și Florica, pe care le compară. Cu religioasă se bucură și ea de o atenție deosebită din partea preotului Belciug, care vede în ea un prilej de a face rost de bani în favoarea bisericii la mijlocul nopții, conform obiceiului, Mireasa trebuia să joace pe bani, dar fiind însărcinată, este înlocuită de Florica, pe care Ion o strânge puternic la piept. În timpul someșanei, Ion o trage pe Florica într-un colț întunecos, mărturisindu-i dragostea sa. Acest moment este surprins de Ana, care tre sări ca mușcată de viperă. Întrebarea lui Ion, amu, ce te mai bocești, că doar nu mergi la spânzărătoare, are valoare premonitorie, anticipând sfârșitul personajului feminin. Ana înțelege abia acum că, deși este soțul ei, Ion nu o va iubi niciodată. Căsătoria este o etapă a maturizării afective. Este trecerea la o altă etapă în evoluția cuplului, marcată de conștiința asumării unor responsabilități. În schimb, în romanul Ion, schimbarea statutului civil nu are consecințe în ameliorarea relației dintre cei doi. Nici nașterea copilului nu este un motiv de refacere a familiei. Patima aceasta a pământului este tot mai strâns concurată de cea a iubirii. Ion o caută tot mai stăruitor pe Florica, măritată acum cu George, ajuns pentru a doua oară rivalul cu fiul glanetașului. Oculită și amânată, problema fericirii se pune acum în termenii cei mai firești. Ce folos de pământuri dacă cine ți drag pe lume nu e al tău? Moartea fiecăruia va fi violentă, cei doi fiind nimiciți de cutezanța lor de a schimba soarta îngrădită de cutume sociale. Ion este ucis de cele două voci interioare, pământul și iubirea. Pe urmă Ion fu coborât în pământul care i-a fost prea drag. Moartea personajului este profund motivată estetic. În încheiere, vă propun să reluați ideea conform cărea relațiile dintre Ion și Ana sunt cele dintre manipulator și manipulat, însă niciunul nu reușește să obțină ce vrea de la celălalt. Pe de o parte, cei doi au în comun tentativa de a schimba statutul. Ion spuneam că dorește să schimbe statutul social prin obținerea averii, pe când Ana dorește să schimbe statutul psihologic, căutând iubirea. Pentru Ana, Ion este un substitut al afecțiunii, de care este lipsită, iar pentru Ion, Ana este o cale de a se îmbogăți rapid și sigur. Pe de altă parte, cei doi eșuează tocmai din cauza sincerității sau a incapacității de disimulare. Ana nu poate lua nicio atitudine față de Ion din cauza iubirii sincere pe care i-o poartă, încât i se oferă fără a cere vreun angajament din partea lui. În vreme ce Ion, brutal, în sinceritatea lui, este incapabil să-și disimuleze repulsia față de Ana sau iubirea pentru Florica. Cuplul Ion-Ana evoluează previzibil. Naivitatea Anei, lipsa ei de experiență, sinceritatea, intensitatea sentimentelor, fac din ea un personaj tragic. Lăcomia, orgolul exagerat, impulsivitatea, sfidarea moralei lumii satului sunt limitele unor trăsături sufletești ale lui Ion. În speranța că ideile vă sunt de folos la examenul de bacalaureat, vă doresc sănătate, succes și inspirație. Sunt sigură că emisiunile Teleșcoala vă vor ajuta să treceți cu bine peste acest examen. Să ne revedem sănătoși!